Ia uite, avem niște pisicuțe, suntem la două dane. Am acostat să facem vama ca să plecăm spre Croația. Uitați ce ceață e. Cum am ieșit din Marina Mangalia, a făcut o ceață de nu vedeam balizele de semnalizare, roșii, verzi. Și am sunat la căpitenie și ne-am rugat să anunțe pe băiatul de la vamă să ne ia scolul cu lanterna să ne facă și nouă un semn. Asta, pe ceața asta plecăm noi. Oh, să fie o noapte lungă. Mă rog, chiar așa lungă, primul cartel de 4 ore. Fac toate cartele de 4 ore, că suntem un ocup din echipaj. Da, suntem nedormiți. Mai scoate mai aia de voi, chitar cap al dracu. Încă e ceață. S-a dat loc să stea de veche, se uită la film. E frumos, mă, ce faci? A, se uită la film, n-are treabă cu vechi. Da. Ce mi-arătai? Face tot de veche. Ce mi-arătai? Am plecat de 12 ore de la Mangalia și avem parte de vremea asta minunată. Ca de obicei v-am băgat și delfini în program. Vorba aia, s-a strâns lumea ca la delfini. Ce prost a fost, a sărit pe spate, da. Ai vreo delfi? Ia delfi. V-a plăcut domnul programul pentru film? Da, foarte frumos. Extraordinar. Mai frumos dată nu se putea. Intrăm în Bosfor. Aici e Constantinopolul. Hagia Sofia. Urtos. Acum intrăm în limnă să ne facem cântarea în Grecia și au uitat ce se întâmplă aici frumos. E bune? Am ajuns în Limnos și vremea este superbă. Dimineața de vreme am ajuns la intrarea în canalul Corint. Miercuri dimineață. Ce am adunat un pasager pe Sebi, care a venit aseară tocmai de la... Nu, ce face omul ăsta ca să meargă pe parc? În loc să duc acasă. Nu. Gata, am ieșit din canalul Corint. Intrăm în golful Corintului. Vremea ține cu noi. Pit stop la baie. Și era prea cald și au vrut să răcorească. Uite așa ne răcorim, dăm drumul la aerul condiționat. Hai în apă. Abia am ieșit ca să filmez. Haide, haide! Este atât de bună! Păi da! Opa! Aici balena! Am ajuns în Ionicele de Nord. Antipaxos și Paxos. Am mișcat binișor. Să ne îndreptăm spre Sivota, unde eu o să rămân. Pentru că sâmbătă am un charter în Lefkada și dacă merg până în Croația nu am timp să merg și până în Croația să ajung după aia, să ajung după aia în Lefkada sâmbătă. Fac check-in în părcii, așa că eu o să rămân în Sivota și o să las restul marinalelor să ducă barca mai departe în Croația.
Din păcate, călătoria mea spre Croația s-a oprit la Sivota. Echipajul meu pleacă mai departe spre Croația. Le urăm drum bun până în Croația. Toate că o să aibă ceva vreme nasoală și bun. Bineînțeles că ne-am luat toți cât un gyros. Aventura lor continuă spre Croația. Am mers spre Lefkada. Sunt în Sivota, trebuie să iau probabil un taxi până în Igumenița și de acolo un autobuz până în Atena, să ajung în Lavrio, de unde iau o mașină pe cu care o să mă duc în Lefkada. Unde sâmbătă am următorul charter, astăzi este joi. Deci ar trebui în principiu să am timp. Și acum să mă bucur de gyrosul ăsta.